Când începeți prepararea soluției de protecție a plantelor, deschideți ambalajul care conține produsul ținându-l vertical și goliți-l cu grijă. Țineți ambalajul departe de corp pentru a reduce eventualitatea contactului direct. Măsurați corect produsul. Nu estimați cantitatea, deoarece în cazul unor produse, folosirea unei cantități diferite poate duce la un rezultat nedorit. După măsurarea cantității produsului care va fi utilizat, închideți ambalajul pentru a evita scurgerile. Clătiți ustensilele folosite și goliți apa rezultată după această clătire în bazinul echipamentului de stropit. Păstrați containerele și ustensilele de măsurat pe suprafețe plate, stabile, pentru a evita căderea lor și împrăștierea conținutului. Când pregătiți o soluție de protecție a plantelor direct în rezervorul echipamentului de stropit, calculați cantitățile de apă și produs utilizate în funcție de suprafața care urmează să fie tratată. Puneți jumătate din cantitatea de apă necesară în rezervorul echipamentului, porniți circuitul de agitare, adăugați produsul și cealaltă jumătate din cantitatea de apă, amestecând continuu. Dacă este necesar să amestecați diferite produse, cele solide, cum sunt pulberile umectabile, WP, sau granulele dispersabile în apă, WG, trebuie adăugate primele în rezervorul echipamentului până când se obține o mixtură omogenă. Produsele lichide se adaugă ulterior. Nu uitați să verificați dacă există compatibilitate între produse și dacă fiecare produs e bine dizolvat înainte să adăugați un altul în amestec. Pentru mai multe informații despre pregătirea soluțiilor de stropit, a aplicării produselor fitosanitare și a folosirilor responsabile, puteți accesa și pagina de internet www.aiprom.ro.